Dani și-a anunțat Fanny că vinde celebra garsonieră în care a locuit cu mai mulți ani în urmă, înainte de a se muta la casă. Locuința a fost martora poveștii de iubire dintre Dani Oțil și Mihaela Rădulescu. Prezentatorul TV le povestea fanilor din mediul online că cei care se ocupă de fapt de vânzarea locuinței au făcut niște poze superbe, spunând chiar în glumă că nici nu-i mai vine să vândă la cât de bine arată. El a mai precizat că garsoniera e tare pentru că are mobila desenată de el și mai mult decât atât, un motiv în plus pentru care locuința este numai bună de cumpărat e faptul că în patul ce se află în apartament a dormit chiar el alături de Mihaela Rădulescu, pe vremea când avea o relație, chiar el spunând că garsoniera are pereții încă încărcați. A făcut niște poze atât de faine și prezentarea de asemenea, încât nici nu mai vine să dau garsoniera. Se vinde celebra garsonieră. Garsoniera e tare pentru că are mobila desenată de mine. În patul ăla am dormit eu și a scris istoria această garsonieră. Are pereții încă încărcați, a spus Dani Oțil. În anunțul postat de cei care se ocupă de vânzarea garsonierei, este specificat faptul că locuința se află în zona Vitan din București. Garsoniera se află la etajul 3 din 10 și beneficiază de toate utilitățile. Legat de preț, Dani Oțil cere pentru ea 46.500 de euro. Vă mulțumesc că ați privit până la final. Dacă v-a plăcut ce ați văzut și dacă nu sunteți abonat al canalului, am să vă rog să apăsați pe butonul roșu pentru a vă abona, dar și pe clopoțel pentru a primi notificări când apar clipuri de acest gen pe canal. La revedere!